Zbor deasupra unui cuib de coach. Randevu despre învăț și dezvăț în ale vieții. Cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Zbor deasupra unui cuib de coach. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să rămâneți printre căuci. Alături de mine se află Monica Grigoriu, căuci ca și mine. Și avem cu noi în studioul RFI România un om nebun după călătorii prin lumea largă și prin lumea lui interioară. Și mai este și coach. Silviu Florea este Silviu Flora face parte din puțini oameni pe care am întâlnit și care sunt foarte aproape de a afla cine sunt ei cu adevărat. L-a costat mult această aflare de sine. A pierdut joburi, iubiri, poate și mai multe iluzii dar are o constantă în viața lui lungă și lată cât un roman rusesc, motocicleta. Întâi a plecat prin lume cu rucsacul ca să uite un eșec în dragoste, a ajuns prin Anglia, Dubai, India, Japonia, Thailanda, Singapore, Australia, Noua Zeelandă, insulele cu undeva prin Pacific, Statele Unite și back to Romania. Din România a luat-o de la capăt prin lume, dar cu motocicleta. Între timp se ocupă și de business ca director la o mare bancă și trece printr-un program de mentoring cu niște tip de la MIT, Massachusetts Institute of Technology. Îmi face sem că am greșit aici. În 2013 lasă totul baltă și fuge în America de Sud, pe care își propune să o traverseze de la un capăt la altul. Cu motocicleta, bineînțeles. Turul a durat 9 luni și 32.000 de kilometri. Primele în două luni cu prietena, celelalte șapte singur. S-a întors în România, unde a povestit acest tur în cartea Care este povestea ta? S-a făcut uh, puțin că lucrează și a fugit 6 luni în Afroz, un loc special din insula Lesbos, unde a trecut prin mai multe procese de dezvoltare personală. Este un coach certificat și validat și a înființat Asociația Suflet cu două roți, evident, care propune formule de dezvoltare personale prin călătorii. Domnule Silviu Florea, bine ați venit în studiul RFI România. Sperăm că veți sta locului măcar o jumătate de oră că durează această emisiune, înainte să o luați din nou la fugă prin lume. control vă bate gândul să mai zburați pe două roți? Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Mi-ar plăcea să ajung în toamna aceasta în Iran. Iran. Tot pe două roți, da. Este o lume fantastică acolo, pe care am cunoscut-o și înainte, puțin străbătând tot cu motocicleta Siria, Iordania, până la granița cu Egiptul și înainte de războiul din Siria, de fapt am ieșit din țara, din Siria cu două luni înainte de a izbucni războiul și am cunoscut o lume extraordinară, deosebită și cred că dacă o să reușesc să ajung în Iran în toamnă, o să am la fel o surpriză foarte, foarte plăcută. Da, ar fi bine să vă grăbiți, că se aud că se vorbește de război pe acolo, nu știu dacă mai da. trebuie să plecați înainte să înceapă. Da, <laughs> de aceea înțeleg? mă și grăbesc, dar cum, cum spuneai și tu, nu mai sunt director de bancă, sunt pe propriile picioare și financiar e mai greu, dar sunt foarte, foarte optimist că o să-mi reușească acest proiect. Ați povestit turul Americi în cartea care este povestea ta, ce ne povestiți în această carte? Cartea a plecat ca un jurnal intim al cărătoriei mele și după care a evoluat către o, o explicație a trecerii mele de la om caracterizat de multă matematică, un fel, în bancă ești caracterizat numai după cât produci și cred că în orice altă corporație, numai KPI-uri, MBO-uri, cifre de vânzări, il, marge, cât scoți profit. Aici vă vor auzi corporații. Da, și vor tresări de fericire. Și am zis, hai să vedem, am văzut că nu acesta este viitorul, să fi caracterizat de niște cifre, că nu suntem robot, am zis hai să fiu atent la transformările interioare care s-au produs în această călătorie de 9 luni și acolo am făcut trecerea de la cifre la povestea autentică a mea, a lui Silviu, cine este și ce o să facă mai, mai departe. Da, sunt mulți oameni care nici n-apucă toată viața să-și spună întrebarea asta fundamentală. Cine sunt dumneavoastră? V-ați spus-o și ați luat și motocicleta în cărcă și v-ați dus în America de Sud. Ce, ce ați găsit acolo? De nu puteți găsi prin România? Pe mine, pe mine, cu toate că eu sunt cu mine mai mereu, în principiu, a fost nevoie de o excursie peste un ocean ca să realizez că mai mult contează autenticitatea unei persoane, și nu cât poate el produce pentru o corporație, pentru o firmă, pentru ceva. Vorba aceea pe piatra de mormânt nu o să scrie a crescut cu 15% businessul, ci ce a făcut. Sper că pe, că pe a mea va scrie că am iubit, am trăit așa cum am putut cel mai bine. Și va fi și o motocicletă scultată de bacul. Cu siguranță. Nu v-ați gândit și la o bicicletă, nu? Monica se dă cu bicicleta, da, de aia vă întreb. Cu siguranță, poate va, fi, poate va fi cazul. De ce am un respect extraordinar de mare pentru bicicliști? Când eu eram la 4000 de metri cu amețel legat date de altitudine cu motocicleta, atunci vedeam cum mă depășește sau nu mă depășești că n-avea acum, cum venea un biciclist plecat de ani de acasă și își căra până la 15 litri numai de apă, pentru că la altitudine te deschidatezi foarte mult. Și de atunci eu respect bicicliștii, și în trafic, și oriunde îi găsesc. Este extraordinar. Ca să nu mai spun că sunt într-o formă fizică extraordinară și nu se îmbolnăvesc. Da, sunt Monica, ești nemuritoare, măi. Da, da. 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 Cât nu ați stat pe motocicletă, bun, ați lucrat uh, prin bănci și ați ajuns într-o poziție destul de sus acolo. Mulți visează toată viața la un, la un asemenea post, uh, dar dumneavoastră până la urmă v-ați luat lumea în cap și ați plecat. Uh, ce ați pierdut și ce ați câștigat până la urmă din toată povestea asta? Acum că stau să mă gândesc, nu am pierdut nimic. Sunt chiar foarte fericit. Am câștigat uh, multă sănătate, multă voie bună, mult timp. Pentru mine și pentru spiritul meu. Deci în niciun caz nu am pierdut. Am pierdut putere, imagine, da, asigurări, mașini de serviciu și un scaun foarte frumos, dar nu-mi nu pare rău, nu-l mai caut. Nu, sau dacă îl caut, îl caut din altă poziție, a unui om, zic eu, mult mai autentic, care știe ce își dorește de la viață. zbor deasupra unui cuib de coach cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Ați făcut uh, și coaching după toate aceste lucruri. Uh, V-ați format în coaching? Uh, în, coach, în coaching, după atâtea aventuri, ce ați mai căutat? Uh, în, în timpul excursiei din jurul lumii din 2010, în timpul excursiei până în, la granița cu Egiptul tot din același an și în turul Americii de Sud, am realizat că de fapt oamenii sunt niște zei, sunt infiniți și sunt, fac, ei pot face absolut orice își doresc. Deci nu mai studiez teoria asta, sunt perfect convins, nu mai caut dovezi. Și pe urmă am, am zis ce altă terapie sau ce altă metodă de dezvoltare personală are același filon și anume că oamenii sunt zei. Din căutările mele am găsit partea aceasta de coaching și în lucru și cu clienții mei tot de la ideea asta plec. Fiecare este zeu, este nelimitat, este doar o chestiune de timp până, care, până când își va atinge potențialul. Eu ți Monica, ce frumos, deci a venit în meseria asta de căuci cu gândul că suntem zei. Mm -hmm. Cum îți sună asta? <tri> da. <laughs> superb. <laughs> Pentru mine sunt diamante, nu? <laughs> da, nu mă gândit la comparația cu zei. Uh, spuneați de 9 luni, nu? Acest, da. Deci 9 luni ați fost plecat, nu? Cam da. cât e uh, 9 luni să naște un copil, nu? 9 luni să naște un copil. Da. Ce copil s-a născut după 9 luni? Cum arată acum uh, Silviu Florea uh, după această experiență? Arată bine, Arată bine. Um, asta cu renașterea eu nu o cred, dar în aceste 9 luni am reușit să-mi dau niște foarte multe straturi de pe mine, astfel încât să rămână un filon mult mai curat a, cine, a ceea ce sunt. Deci nu cred într-o renaștere, ci eu doar într o doar într-o depărtare a unor uh, nivele care mi-au acoperit sinele. Uh, o șlefuire dacă pot spune așa, până la filon e, eh, nu chiar, mai am până la filon că altfel evitam prin studio dar m-am am, am debarasat de ce era, zic eu, artificial, de ce era pus de alții de societate, de părinți sper că o să, adică ascultă și am ajuns mai aproape de mine deci eu cred că această dezvoltare personală este de fapt o subțiere a ta astfel încât să ajungi la cine ești cu adevărat. Mm -hmm. Asta seamănă foarte mult ce povestea Brâncuș, că în sculptură el a inițiat sculptura modernă, până la urmă așa se consideră, și el a venit cu o modalitate nouă de a sculpta, adică până la el, Rodin și marii sculptori clasici ne arătau tot felul de corpuri, de lucruri figurative. Brâncuș încerca să extragă, cum spunea el, esența lucrului pe care reprezintă. Adică dacă făcea o pasăre, nu ne făcea o pasăre cu oarebi, ci e, e, ne arăta esența păsării, care este zborul și așa mai departe. Dar ce vreau să spun este că tehnica lui era foarte diferită de a plecat. El pleca de la ideea pe care a spus-o Adina, adică el considera că în momentul în care vede un bloc de piatră, el considera că în acel bloc de piatră sau de lemn este ascunsă o formă care este perfectă pentru acea, acea piatră. Și treaba sculptorului, singura lui treabă, este să dea la o parte da. tot ce acoperă acea frumusețe interioară. Și sculptorul doar asta face. Sculptorul nu produce o formă. Sculptorul de, de, desface lucrurile neesențiale, care nu contează, din forma respectivă și arată esența ei care este ascunsă. Uh -huh. uh, seamănă cu subsierea asta de care spuneați. Da. Perfect, perfect adevărat, așa este și în coaching. E o formulă a coachingului că uh, performanța unui om este egal cu potențialul minus interferențe. Rolul coachului împreună cu, cu clientului este să reducă aceste interferențe la zero, astfel încât uh, potențialul să fie, performanța să fie egală cu potențialul. Eu pe asta mă, mă bazez. Da, foarte frumos imaginea asta. Uh, Mi-aduc aminte că v-am întâlnit vă uh, v-am întâlnit uh, uh, și în insula Lesbos, e o mică insuliță grecească, aproape de coasta turcă um, da. și acolo se află un centru de meditații de un loc în care se sânge foarte multă lume și care face tot felul de demersuri de mersuri de, mă rog, de a se descoperi pe sine uh, unele mai exotice decât altele, uh, dar foarte diverse uh, găsești tot ce vrei pe lumea asta uh, și v-am găsit acolo eu m-am dus și am stat o săptămână uh, dumneavoastră a stat șase luni uh, acolo ce ați mai căutat? Și ce ați găsit? Am ajuns din, dintr-o întâmplare. Uh, am căutat motivul pentru care eu nu pot iubi la infinit. Și deci dus... omul vrea să, vorbesc, să iubească să iubesc să iubesc la infinit? să ai, să ai, să da, de fapt, asta suntem, sincer, deci nu, nu mai am întrebări de genul ăsta. Mi este foarte clar că suntem numai iubire, numai potențial, numai lumină, nu știu cine o să asculte lucrurile astea, dar asta este și nu, nu mi-ascund aceste idei. Am fost acolo și am căutat un program în urma căruia eu credeam că aflu de ce nu iubesc. Nu era acel program, era altul pe care l-am făcut. Și s-au aranjat lucrurile foarte frumos, dar experiența a fost atât de puternică încât a trebuit să stau șase luni acolo, având o limită de timp. Șase luni pline de intensitate pe toate planurile. Zbor deasupra unui cuib de coach cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Eu sunt curioasă cum. Uh, nu știu, ce le-ați spune oamenilor? Ați fost un om care a lucrat în corporații, nu? Ați da. fost. 13 ani. 13 ani. Da. Uh, uh, ce le-ați spune oamenilor care lucrează în corporații și ne aud acum? Uh. Oriunde ai lucrat sau orice ai face, eu le urez că sunt pe un drum spre ei înșiși să se, să se descopere. Nu se exclud faptul să ai o viață în corporație sau într-o firmă sau într-o companie și te a te dezvolta spiritual. Acum că am gustat puțin și antreprenoriat, consider că foarte mult în business aplici exact cine ești și cum vezi tu lumea și ai o pondere mult mai mare de a impacta mediul social în antreprenoriat decât lucrând într-o corporație. Eu le spun să-și urmeze visul și să nu lase nimic să stea în calea visului lor. Pentru asta mai întâi, așa cum scriu în carte, este nevoie să. De o motocicletă. Nu, este nevoie să conștientizezi situația, etapa în care ești. Primul pas este conștientizarea. După ce ai conștientizat, nu mai ai ce să faci și trebuie să iei atitudine. Dacă după ce ai conștientizat stilul tău de viață, nu e atitudine, devine o alegere. Viața ta viitoare. Și atunci e responsabilitatea ta să o duci cât de mult poți. Mm -hmm. Această carte, care este povestea ta, îmi spuneați că încă nu ați găsit un editor. Poate n-aude vreunul în această emisiune și oh, da. are idei. <laughs> o, oh, da, mi-ar um, plăcea. Ce ne mai povestiți în această carte? Care este, de fapt, motorul ei? Motorul ei este... Un om speriat, fost corporatist, adică eu, care a gândit, hai să fac ceva mai mare decât cred eu că sunt, fără niciun fel de pregătire, cred că o lună în total, efectiv m-am interesat de acte ce-mi trebuiesc, am plecat în America de Sud. O astfel de călătorie eu o pregătești cam 2 ani. Eu nu mi-am mi pregătit nimic, ci doar m-am expus total situației, m-am dus în America de Sud, mi-am luat o motocicletă de acolo și am început să călătoresc gândindu-mă că toată excursia asta o să dureze cât trei săptămâni, o lună o lună jumate două, ce corporatist mai are liber două luni două luni și ideea a fost ca a durat nouă m-am lăsat efectiv condus de trăirile mele, de cum simt dacă știți cum e, sunt puține momentele în care ai și timp și bani în viață, foarte puține și și sănătos. Eu am prins un astfel de moment, care aveam și timp și bani, iar acest demers nu-l făceam doar din cauza fricii. Ori am zis că nu vreau să iau decizii în viața mea din cauza fricii. Și am zis, cât poți tu gândi de mare? Uite, atât pot gândi de mare. Mă duc în America de Sud și fac turul la America de Sud să vedem ce-o fi. Am avut noroc că au fost situații în care s-a folosit îngerașul ăla de tot ce avea ca să mă scoată, să mă aduc acasă și m-am întors. Deci motorul sunt eu în drumul meu către mine, că acest drum către mine s-a întâmplat în America de Sud, eu un amănunt, iar în acest jurnal am combinat povestea mea, v-am zis trecerea de la... KPI, MBO, uri și toate lucrurile astea de, legate de cifre, la faptul că povestea contează și am îmbinat și povestile oamenilor pe care am întâlnit, dar niște oameni autentici. Am stat cu milionari care stăteau în cort lângă mine, am stat cu oameni care îmi bambus și făceau pălării ca să trăiască de pe zi pe alta. Am, făcut, am stat cu oameni care învârteau popice în intersecții ca să mai câștige bani, cu comunități îndepărtate. Ideea este în culmea că uneori am avut de învățat mai multe de la oamenii care învârteau, învârteau popicele decât de la milionari. Hua! Și atunci a fost foarte interesant pentru mine, pentru că povestea contează. Chiar povestea contează. Nu cifrele, nu ce profitabilități aduci, ci povestea. Care e rău bun, care e rău rău, care e zâna, care balau, balaurul, cât visezi. Pentru că un om poate ajunge exact cât de departe poate visa. Nu mai mult. Ideea este că o ființă este definită de cât poate visa. Și eu chiar cred în lucrurile astea, că dacă tu nu poți visa, nu, nu poți crea acea poveste, nu ai cum să progresezi. Zbor deasupra unui cuib de coach cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Cum continuați povestea? Povestea o continui cu excursia aceasta în, în Iran, unde am spus că mă grăbesc, sper să ajung să nu se întâmple vreun război și vreau să dau orice fel de piatră la o parte din drumul acesta de autoregăsire. Este un drum continuu, continu, dar este foarte, foarte plăcut. Era o teorie a vieții mele. Voi trag carieră, fac cât, 10-15 ani, credeam așa că e ascendentă, după care ajungi, Director, am ajuns. Și pe urmă, totul este lin, doar navighezi, este frumos, vine <cutești> gloria, azi. da, zbori, fluturi, este deosebit. E Nu este așa și am ajuns la concluzia că viața este mereu pe o parte ascensională, dacă așa o faci și. și mereu ai ceva de făcut și mereu uh, găsești un izvor nesfârșit de energie. Izvorul acesta nesfârșit de energie la mine este dat de dezvoltarea personală. Deci direcțiile mele sunt legate de educație, dezvoltare personală și nu vreau să-mi las și dragostea pentru digital și tehnologie, că sunt vorba aia și inginer în telecomunicații și m-am ocupat de partea de digital la băncii. E un domeniu plăcut care combină tehnologia cu psihologia și cu coachingul și cu orice și mi-ar plăcea să dau de proiecte interesante pe piața din România legate și de acest domeniu. Sunt foarte mulți, cred, multe proiecte, noi mai facem o altă emisiune aici la RFI, noi venim din viitor, îi spunem, în care abordăm aceste tehnologii și există într-adevăr foarte multe conexiuni între aceste, această revoluție tehnologică și multe, multe demersuri, inclusiv uh, psihologie, neurologie și așa mai departe, uh, da. și cu, cu rezultate surprinzătoare. Sincer, noi modelăm, mo noi modelăm tehnologia în direcția în care noi visăm. Adică nu se întâmplă ceva aleator, ci noi ducem, cercetăm, facem diferite lucruri ca să ajungem acolo unde noi ne-am închipuit că vrem. Și tehnologia ne, ne urmează. Deci eu zic că viitorii mari it vor fi mari visători. Pentru că dacă nu visezi, n-ai cum să duci lucrurile în acea direcție. Da, așa este. E o prelungire a noastră, până Prea la Prea multe la vise, nu? Spun vis, vis, vis. <laughs> dacă n-ar fi visele, n-ar fi realitatea, nu? nu putem să... Eu cred că omul a început să viseze de când a ridicat prima piatră de pe jos și a dat cu ea într-un iepure ca să-l mănânce. Pentru că dacă ar fi alergat după el, nu l-ar fi prins. Și acea piatră pe care o aruncă în el, este prima formă de inteligență artificială. Adică piatra aia are închis în ea forța mușchilor gândul, ținta pe care mi-o fixez, nici o formă de inteligență artificială, cea piatră. Bine, după aia am ștrefuit, am făcut săgeți, sulițe, am descoperit și focul, după aia am descoperit cartea, după aia am ajuns până la internet și telefoane mobile. Dar toate aceste lucruri nu sunt decât o prelungire a mea. Piatra mă prelungește cu, nu știu, să, că pot să o arunc la 20 de metri. Sunt mai lung cu 20 de metri, datorită acelei pietre. Gândiți-vă, acum când iau telefonul mobil în mână, m-am lungit, m-am dus pe toată planeta, instant. Poate da. să fiu în orice punct de, de pe lor. M-am prelungit. Și cred că ține și de, da, e o imagine foarte adecvată asta cu visul. visul. Sunt cât îmi permit să visesc că sunt. Iar tehnologia nu face decât să ne expandeze Corect. acest Correct. vis. Corect, da. da. E, e, este clar asta. Da, vom vorbi despre asta în cealaltă emisiune. Noi venim din viitor, acum să la, la coaching. Ce vă coaching coachingul dumneavoastră pe, pe, un plan personal, dumneavoastră, ca experiență și profesională și personală, coaching-ul, meseria de coach, ce v-a adus? Multă liniște și mulțumire că ajut societatea, mediul în care trăiesc, normal și pe mine însumi, să se dezvolte personal, să-și creeze propriile valori. Deci îmi aduce liniște, efectiv. Partea de stres că încotro ne îndreptăm, încotro facem să întrebări, fără nici, dacă nu depui niciun efort, nu o să se schimbe niciun lucru în jurul tău. Și eu consider că pe partea aceasta, așa ajut, mă ajut pe mine însumi, să dau de oameni stânga dreapta, de oameni autentici care știu ce își doresc. Uh, având impact secundar și societatea în care trăim. Consider că avem nevoie, mai mult ca oricând în vremurile de astăzi, de oameni cu valori, de oameni, de oameni autentici. Până la urmă, când un om este autentic, așa este el. Zbor deasupra unui cuib de coach. Cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Consider că fiecare om are o barieră de trecut atunci când uh, vrea să facă ceva ce contează. Foarte mulți oameni și noi, noi mergem din inerție, da? Um, citeam un studiu că suntem în principiu cam șapte, oricum sub 10% din acțiunile noastre sunt gândite. Restul sunt create de un automatism extraordinar pe care noi nu-l realizăm. Deci pot spune că din 24 de ore scădem și somnul, dacă luăm cât suntem treci, că luăm așa cam 7% din, din, acțiuni că sunt gândite, adică între acție și reacție eu un treci și prin creier, da, cele 3-4 secunde să decizi cum reacționezi la un stimul, dacă ar crește acest procent ar fi mai bine, mai bine pentru toți. E foarte greu de câștigat distanța asta între, între prima reacție pe care o ai când, când, ai un stimul se întâmplă ceva în jurul tău și uh, cum, cum reacț prima reacție, evident, e, e cea condiționată, și mm. e foarte greu, am văzut și eu la mulți oameni cu care stau de vorbă, și clienți în procesul de coaching, și prieteni pur și simplu care mai stau de vorbă, iar al bine de greu să stai la, măcar prezi o respirație, adică cât inspir și cât expiri, să nu iau decizia de a acționa înainte să măcar să respir o dată. Uh. De a anticipa trebuie. reacția, de a anticipa da. de a ainsi, a, consecințele reacției tale. Asta e complicat, într-adevăr. Da. da. Și mai, mai e un lucru, mă scuzați că intervin. Corpul uman are foarte, foarte mulți receptori. Majoritatea sunt receptori. Și mereu mă gândeam până la urmă cine determină mediul. Mediul sau omul însuși. Și faptul că noi avem receptori și termici și vizual și î, orice fel de, de senzori, înseamnă că noi suntem o reacționăm de fapt tot timpul și ca să trecem de la partea asta, de la reacție la acție, asta înseamnă să conștientizezi, ții cont de stimul, dar pe urmă faci lucrurile și acționezi în, în direcția visului tău sau în direcția pe care tu ți-o propui. E, asta m-a făcut să mă întreb de multe ori până la urmă cât de fapt ne trăim propriile vieți din moment ce noi 90% reacționăm. Da? Și de-aia mă întrebam și mă aloc mult timp acestui drum de autenticitate, către autenticitatea mea. Apropo de drum, cu această asociație ce faceți, Suflet cu două roți? Ce le propuneți oamenilor? În statut scrie ceva de genul că sprijinim dezvoltarea personală prin călătorit, domeniu în care am experiență, altfel spus, scădem numărul de scuze al fiecăruia să nu mai să se expună unor evenimente. Le scădem atât de mult până când nu mai ai niciun fel de scuză, băi, chiar trebuie să plec <laughs> într-o călătorie și astfel ajunge să se expună unui mediu nou și să se dezvolte personal. Fac aici o paranteză, când mergeam cu motocicleta prin America de Sud și aveam acces la diferite peisaje, inclusiv acea insulă cu un singur palmier de pe desktop de la Windows, pe care o savuram de multe ori stând într-un birou la corporație și mă gândeam oare o să ajung vreodată să, să văd o astfel de bea. insulă. Da. E, da, Se pare că da și când n-am ajuns efectiv, trebuia să iau niște bărci, dar erau acolo. Doar faptul că știi că poți să atingi, deja îi diminuează puterea Uh, unui, uh, unui astfel de demers și pe urmă când zis că pot să ating o astfel de insulă mă gândeam, măi, mai ajungeam eu aici dacă nu plecam din uh, corporație și de fapt am fost ajutat, de fapt mi-am pierdut jobul, să fim foarte clari. nu am, fost eu, -am avut puterea să-mi dau demisia dintr-o poziție de management n-am avut puterea, era prea bine și da? confortabil e, noroc în Gerașoală era pe acolo Da, pierdut jobul și atunci gata. am fost expus și le mulțumesc tuturor pentru această oportunitate. Domnule Florea, ultima întrebare. Deja ați răspuns în bună parte la mulți. Oamenii își doresc să afle mai multe despre ei, despre cine sunt ei cu adevărat, dar nu o fac din diferite temeri, frici. Ce spuneți acestor oameni care se caută, dar nu, găs nu găsesc poate curajul de a face primul pas pentru, pentru o schimbare? Curaj nu doare. Nu, nu este nimic dureros și ceea ce vor descoperi va fi o surpriză și o surpriză plăcută -l. și de fapt pot face un fel de exercițiu să fie să-și închipuie cum ar fi ei dacă ar fi mă repet zei și ar, și -ar atinge propriul potențial iar în ultima zi a vieții s-ar întâlni cu ei înșiși cei din viața de zi cu zi de acum și cei cu zeul din ei. Și acolo va fi o dezbatere. Să vedem ce vor zice. Merită orice efort, merită orice energie pusă în procesul acesta de dezvoltare personală, pentru că finalitatea în fine o va descoperi fiecare, este o lume mai bună, mai ușoară, mai digerabilă și pe lângă asta fiecare își găsește direcția în lumea asta. Nu mai e zbuciumul ăsta, mă, cine sunt, unde mă duc, ce o să fac. Și o să vezi că ce ai ales este bine, și tu, fiind responsabil de propria viață, ești liniștit. Am făcut tot ce am putut. Foarte frumos. Reamintim că a scris această carte care se numește care este povestea ta, poate n-au de vreme un editor și vă propune să o publicați cât mai repede. Domnule Florea, vă mulțumim că ați fost cu noi în studioul RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit pe Silviu Florea, un om care cutrere lumea ca să ne povestească și nou cum e să te cauți și se te găsești pe tine. Nu e puțin lucru, așa începe de fapt adevărat aventura vieții. Împreună cu Monica Grigoriu, vă aștept vinerea viitoare de la 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă de la 11 la 11 și jumătate. Să de bine și opriți-vă puțin ca să aflați aflați de mergeți. Randevul despre învăț și dezvăț în ale vieții. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Monica Grigoriu la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General.